multă lume m-a întrebat de ce nu fac și horoscopul zilnic în varianta video. Haideți să-l încercăm și pe acesta, măcar o dată să vedem cum funcționează. Deși ați văzut, sunt și horoscoape săptămânale și horoscoape lunare și la mai mult de o lună și urmează și horoscopul anual, foarte curând. Haideți să încercăm așadar și cu un horoscop zilnic să vedem cum, ce interes generează un astfel de film. Berbecii au o zi de luni foarte agitată, stresantă. Voi, de felul vostru, vă cam stresați, dar parcă de data asta e și mai și, în sensul că ridicați tonul de fiecare dată când cineva vă spune ceva. Sunteți grăbit, sunteți pus pe fugă tot timpul, nu stați locul. Poate aveți și foarte multe lucruri de făcut, așa este, și atunci normal că sunteți în priză mai tot timpul. Dar viteza asta vă face să și greșiți. Vă face și să trântiți cu bățul în baltă de multe ori, să jigniți, să răniți, să aruncați cu vorbe. Aveți grijă poate chiar să vă și răniți voi fizic pe undeva din cauza grabei necontrolate sau a vitezei. Parcă ceva vă împinge de la spate. Da, poate este un termen limit acolo pe care trebuie să-l respectați cu orice preț. Poate cineva vă împinge de la spate. Hai, mai repede, mai repede. Ieri dacă se putea. Și această grabă și nervozitatea poate genera inclusiv greșeli. Deci țineți totuși sub control această fantastică energie ca să nu-i dați drumul atunci când nu trebuie, că cine știe ce iese din această furie care vă macină acum. Dacă tot vorbeam de furie, să nu vă dați furia la volan, că și aici există riscul să apăsați un pic cam tare pe piciorul de accelerație. Nu înseamnă că se întâmplă ceva, dar radarele stau la pândă și nici nu știți cum vă prinde cu acu peste limită. Taurii au o zi de luni dedicată iubirii. Voi, de felul vostru, vă gândiți foarte mult la iubire, dar parcă și mai mult acum. Și puneți foarte mult preț pe întâlnirile romantice, pe momentele tandre alături de cel drag. Sunteți mai afectuos, mai sensibil, mai gingaș, mai suav în felul de a vă manifesta iubirea. Puteți face declarații de dragoste foarte frumoase, puteți face o cerere în căsătorie dacă la asta vă stă gândul. Sau dacă nu există nimeni încă la inima voastră, fiți cu ochii în patru, că nici nu știți de unde sare iepurile. Unii tauri, nu înseamnă că toți taurii dau năvală acum, unii tauri s-ar putea îndrăgosti exact din prima zi a săptămânii și poate fi o iubire sinceră, reală, reciprocă, intensă, cam ce își dorește toată lumea la urma urmei. Deschideți-vă inima, folosiți tot arsenalul de seducție, toate cuvintele potrivite pentru a cuceri, dăruiți, primiți, iubiți și veți fi iubit. Gemenii au o zi plină din punct de vedere mental, intelectual. Mintea voastră umblă în toate părțile. Aveți multe decizii de luat, declarații de făcut, răspunsuri de oferit. Poate prezentați vreo lucrare în fața unui public sau în fața unui șef. Poate dați un examen, un interviu de angajare. Deci trebuie mereu să vă puneți mintea la contribuție, să scoateți de la naftalină toate informațiile, cunoștințele pe care le-ați acumulat în timp prin studiu și să vă prezentați impecabil. Poate imaginea voastră profesională este în joc, poate trebuie să luați o notă bună, poate trebuie să obțineți un avantaj și de aceea mintea voastră e cea care va câștiga în cele din urmă acest lucru. Voi puteți fi cei mai tari, cei mai buni, cei mai bine pregătiți la orice fel de competiție intelectuală. Că e o competiție 1-1 cu soțul, de exemplu, și cu musei, trebuie să aveți dreptate și chiar veți avea. Ori e o competiție profesională în care vă luptați cu toată echipa de lucru și tot voi ați putea avea în cele din urmă ultimul cuvânt. Aveți la voi tot arsenalul logic, rațional, discernământ, cuvinte potrivite pentru a vă face înțeles, pentru a capta atenția și pentru a da în cele din urmă răspunsurile sau informațiile exact cele mai potrivite atunci, în momentul respectiv. Racii sunt dedicați în această zi de luni, că m-am obișnuit cu horoscopul de weekend și acum până intru un pic în ritmul de a vă vorbi și zilnic, o să dureze un pic, da, revin. Racii au o zi bună
O zi de luni bună, parcă începe săptămâna cu dreptul. Bine ar fi să o păstrați așa pe parcursul întregii săptămâni. Pe unde treceți, sunteți primiți cu brațele deschise, cu un zâmbet pe față, cu o vorbă bună. Prezența voastră este căutată, așteptată, dorită de foarte multă lume, ori pentru că voi sunteți de felul vostru un suflet deschis și multă lume vă vrea alături, ori voi veniți cu un dar, la propriu sau la figurat. Când apăreți voi, se rezolvă ceva. Când apăreți voi, cineva primește ceva. Când apăreți voi, se luminează viața unei anumite persoane sau se rezolvă o situație conflictuală. Sunteți un fel de erou salvator pentru unii. Sunteți vestea mult așteptată de cineva. Deci, treceți prin cât mai multe locuri, că vă lăsați amprenta în foarte multe spații, și la serviciu, și acasă, și printre prieteni, și nu contează. Practic, oricare va fi traseul, de dimineață, de când vă treziți până seara, când vă culcați, pe unde treceți, voi aduceți o rază de lumină, de speranță, de veselie, de bucurie, de rezolvare, de orice emoție pozitivă sau gânduri pozitive, pentru că sunteți deținătorul unei resurse de care cineva are nevoie la un moment dat pe parcursul zilei. Orice aveți de dăruit, dăruiți cu dragă inimă și mulțumirea voastră este faptul că vedeți pe ochii celui care primește darul vostru, vedeți în ochii lui un dram de recunoștință, un dram de admirație, un dram de bucurie că viața lui a devenit mai bună cu un pic datorită vouă. Lei ar putea avea o zi plină de drumuri. Vă plimbați de colo, colo, mai tot timpul, nu prea stați în același loc, nu prea sunteți de găsit nici pe acasă, nici pe la servici, pentru că aveți treabă, nu înseamnă că fugiți de acolo. Dar dacă sunteți căutat la serviciu, sunteți la birou alăturat. Dacă vă caută un prieten acasă, sunteți la cumpărături prin oraș. Atât de multe drumuri aveți de făcut încât mai tot timpul sunteți pe picior de plecare. Greu vă oprește cineva locului în această zi. Din alt punct de vedere, o zi de luni poate fi o zi numai bună pentru a face o schimbare de plan, de program, de decor, de direcție. Faceți o schimbare, faceți altceva decât ați făcut până mai ieri și lucrul ăla s-ar putea să aducă o surpriză în planurile voastre. Vești bune pot să vină de departe, vă puteți aștepta la apariția unor musafiri, poftiți sau nepoftiți, nu contează, dar distanțele, în general, au oarecare amprentă în viața voastră astăzi, într-o zi de luni. Oricineva de departe ia legătura cu voi, ori voi trebuie să plecați la o anumită distanță față de mediul cu care sunteți deja obișnuit, deci schimbați un pic locul și norocul pe parcursul acestei zile. Fecioarele nu prea dau randament chiar în prima zi de luni, nu înseamnă că începeți săptămâna cu stângul, dar porniți ușor obosite, ușor apatice, cu o mică ghiulea de picior, parcă nu reușiți să vă duceți toate planurile la îndeplinire, nu prea aveți spor, nu prea dați randament, Deci, sănătatea să vă supere un pic chiar din prima zi a săptămânii și din cauza asta nu vă puteți concentra suficient de bine, sunteți cam obosit, cam apatică, cam statică, sedentară, parcă nu vreți să vă mișcați prea mult, e o oarecare stare de disconfort în propriul corp, nu prea vă înțelegeți cu voi înșivă. Și din cauza asta nu dați prea mult randament, bine ar fi să nu vă implicați în activități foarte solicitante astăzi. Nu aveți parte de atâta energie, atâta concentrare, atâta atenție, spuneți-i cum vreți, că nu reușiți să duceți la îndeplinire chiar tot ce v-ați propus. Chiar dacă încercați, chiar dacă faceți un efort să vă depășiți starea asta de oboseală, veți vedea că nu prea ies lucrurile așa cum doriți, ci mai mult bateți pasul pe loc. E o stare de blocaj. Pentru balanțe, mă atrag un pic atenția că e o zi un pic periculoasă.
trece un mic inamic prin viața voastră, un gând negativ, o emoție negativă, o persoană care chiar vă poate crea oarecare neplăcere, e un pericol, un risc, să zicem așa, chiar ăsta e cuvântul, risc. Vă băgați unde nu vă fierbe oala și poate e și prost toată povestea asta. Chiar tentația voastră de a călca strâmb, de a spune minciună, de a ocoli legea, de a ocoli regulile, poate fi acel risc de care ziceam. Deci, nu faceți nimic din ceea ce știți că ar putea strica ceva la voi sau la alții. Nu emiteți o părere negativă, nu judecați greșit pe cineva, nu mințiți, nu înșelați, nu trădați. Orice astfel de gest ne la locul lui, care încalcă niște legi scrise sau nescrise ale lumii în care trăiți, poate genera un mic haos în planurile zilei. Altfel, dacă nu voi sunteți cei care calcă strâmb, alții s-ar putea să-și bage coada în treburile voastre și să strice ceea ce voi cu greu construiți. Și la originea acestui gest nedorit e rea intenție, e lipsă de simpatie la adresa voastră, răutate, răzbunare, ranciună, tot felul de astfel de sentimente nepotrivite pentru un om care pe altul ar dezonora. Dar iată, unii își uită de bune maniere, uită de reguli, uită de amabilitate și apelează și la astfel de instrumente, de data asta împotriva voastră. Dar nu uitați că și voi puteți apela la aceste instrumente când vă e lumea mai dragă. Scorpionii au un început în forță al acestei săptămâni. Voi aveți multe aventuri de pus în practică în această săptămână, dar le porniți chiar de luni. De aceea este o zi ideală să porniți la drum, indiferent ce urmează să faceți. O relație nouă, un curs nou, o călătorie, o mutare, orice implică o trecere de la punctul A la punctul B. În viața voastră este binevenit astăzi. Ba chiar faptul că voi sunteți poate cea mai potrivită zodie, să o luați de la zero, sunteți cei care întotdeauna renasc chiar și din propria cenușă, cam asta se întâmplă astăzi pentru voi. Până mai ieri priveați cum se distruge un întreg edificiu sub ochii voștri. Cum pare să se fie așezat praful, molozul acela să se fi sedimentat și începeți în sfârșit să vedeți ce aveți de făcut de acum încolo. De aceea ziceam că e o zi bună să o luați de la zero, să o luați de la capăt, punct și de la capăt, cum se spune. Ce a fost, gata, ați învățat lecția și acum sunteți pregătiți să vă asumați o nouă etapă, o nouă aventură, o nouă perspectivă, dar luând-o de la bun început, nu continuând de unde a rămas, ci pornind spre o cu totul altă țintă, luând-o de la capăt. Săgetătorii sunt de felul lor judecătorii horoscopului, zodiacului, să zicem așa. E, și astăzi, chiar într-o zi de luni, sunteți puși în fața unor astfel de analize foarte corecte. Cine apelează la voi, apelează pentru că știe că voi cunoașteți legea, voi cunoașteți regulile, voi nu vă abateți de la adevăr, de la acele legi de care vă ziceam. Sunteți judecătorul, arbitru, negociatorul, cel care poate pune în practică și niște pedepse, poate trece la sancțiuni. Voi cunoașteți foarte bine unde se ascunde minciuna, greșeala, interpretarea falsă a unei situații și puneți degetul pe rană. Cine nu știe unde a greșit, s-ar putea mult să zică, da, unde am greșit? E, voi le puteți arăta unde au greșit, că sunteți mai detașați, imparțial cumva, din afara poveștii respective și puteți să judecați la rece situația, astfel încât ori să-i luați acelui om o mare
povară de pe umeri, că poate se simțea vinovat, poate ceva îl apăsa foarte tare, ori să îi oferiți o îndrumare ca să iasă din situația asta neplăcută. Chiar dacă voi sunteți cel care pune o notă, bună, rea, cum o fie acea notă, puneți nota, calificativul, bun sau rău, la ceea ce a făcut cineva, acel cineva chiar are nevoie de verdictul vostru. Ori prin natura meseriei trebuie să oferiți acest răspuns, poate chiar cu tentă oficială, ori e simplă prietenie la mijloc și vă expuneți părerea cât se poate de sincer, acel om care așteaptă de la voi acel răspuns depinde cumva de cuvintele voastre, de părerile voastre, ca eliberatori, ca salvatori, ca profesori, dar ca judecători. Capricornii sunt foarte preocupați de carieră în această zi, la serviciu acolo se mișcă niște lucruri, dar nu neapărat pentru că voi ați fi în centrul atenției. Poate da, dacă aveți o funcție de răspundere, de exemplu. Apare în mediul vostru profesional o persoană cu rol de îndrumător, coordonator, profesor. El vine să predea o lecție din domeniul în care voi lucrați. E un inspector, e un specialist, e un înțelept, directorul, șeful, președintele, spuneți-i cum vreți, dar e clar pe o treaptă superioară, ierarhic și are tot dreptul să vină să dea lecții celor care lucrează pentru el sau alături de el sau sub conducerea sa. Dacă voi sunteți subalterni, priviți cu admirație și cu respect la această persoană pentru că are multe să vă transmită. Dar dacă cel cu funcție sunteți voi, e o plăcere pentru voi să vă să împărtășiți din experiență, din ceea ce știți, din tot ce ați acumulat pe parcursul vieții, experiența de viață sau din domeniul respectiv, îl spune cuvântul, fie că voi o transmiteți altora, fie că voi o îmbogățiți pe a voastră, ascultând pe altul cu ceva mai presus de voi în domeniul respectiv. Vărsătorii ar putea avea o zi în care parcă toate merg de-a doaselea, nu exagerați, nu e chiar așa, dar vă veți confrunta cu foarte multe piedici, amânări, întârzieri, mereu cineva vă pune bețe în roate, mereu vine un refuz, o ușă trântită în nas, un vin o mâine, parcă nimic sau puține, hai să nu zicem chiar nimic, puține lucruri merg cap-coadă pe parcursul acestei zile. Mereu apare câte o situație care vă ține pe loc și vă taie tot elanul și vă întoarce din drum, lucru care vă irită, vă enervează peste măsură la un moment dat. Înarmați-vă cu foarte multă răbdare, conștient că tot ceea ce duceți la îndeplinire astăzi cere insistență, perseverență, mai dacă vă dă cineva afară pe ușă, intrați pe fereastră, deci nu renunțați la ceea ce ați început doar pentru că apar aceste perpetue hopuri pe parcurs. Tot ce iese, într-un final, iese numai prin efort, prin ambiție, prin insistența de a trece chiar și prin uși închise în fața voastră. Nu contează că foarte multă lume pare să se ridice împotriva voastră, să vi se opună cu orice preț. E o încăpățânare acolo care mulți vă zic nu doar așa, ca să vă facă în ciudă. Dar tocmai aici trebuie să lucrați voi cel mai mult, știind că toată lumea s-a aliat împotriva voastră, voi puteți trece peste aceste obstacole doar ca să le demonstrați că într-un final tot voi aveți dreptate. Da, poate mergeți împotriva curentului, dar voi sunteți niște originali din toate punctele de vedere. Se știe despre vărsători că sunt mai altfel, mai avangardiști, mai cu un pas înainte. Deci, chiar dacă voi arătați o cale cu care nimeni nu este de acord în acest moment, voi, de fapt, sunteți niște vizionari, niște precursori a unor păreri, idei, perspective pe care lumea încă nu le acceptă. Într-o zi vor fi normale, dar gândiți-vă că voi sunteți deschizătorul de drumuri, deschizătorul de porți și puțini deocamdată vă urmează.
Pentru pești, ziua de luni aduce un final, nu un început. E început de săptămână, dar voi sunteți pregătiți să închideți un capitol. Probabil necesar, ați muncit ca să ajungeți aici, probabil faceți ultimele retușuri ale unui proiect, a unei responsabilități la serviciu. E timpul să vă luați rămas bun de la tot ce a fost, v-ați dus la îndeplinire rolul, că e o relație care se încheie, dar trebuie să se încheie, că e o etapă care a ajuns la final și trebuie să vă mutați de acum în altă parte. Da, e vremea să o luați de la capăt în curând, dar momentan ziua aceasta este bună pentru acele ultime retușuri de care ziceam, ultimele așezări de detalii pe hartă, ca să fiți siguri că ați făcut tot ceea ce trebuie. Nu puneți punct până nu ați trecut prin toate, cu o recapitulare finală foarte atentă și foarte detaliată, ca să fiți convins că n-ați lăsat nimic neterminat în coada de pește, că altfel vă va chema înapoi acea restanță nedusă la îndeplinire. Nu resuscitați ceva care pare să se fi terminat, știți cum e, nu resuscitați un om mort. Cam așa se poate întâmpla și în cazul vostru. Dacă vedeți că ceva chiar s-a terminat și nu mai poate fi făcut nimic, mai bine închideți acel capitol și vă pregătiți în curând de ceva nou. Dar nu vă apucați azi de ceva nou. Bine ar fi să lăsați pe lună viitoare, de exemplu, când va fi lună nouă, dar acum vedeți cum puteți așeza toate ultimele detalii ca să trasați, să puneți acea linie de finish și să trageți o concluzie, să ajungeți la un răspuns, la un rezultat, la o ultimă fază a acelui proiect pentru care ați depus atâtea eforturi. Iată că s-a terminat și primul horoscop zilnic din seria, care sper să continue pe aceeași linie și să ne vedem cu bine mâine.